săptămână plină de muncă și oboseală, e timpul să ne alocăm puțin timp pentru recreere. Și cum altfel dacă nu prin sport, activitatea ce eliberează și relaxează atât fizicul cât și psihicul. Nu mai punem în discuție beneficiile pentru sănătate și pentru ceea ce înseamnă crearea unui stil de viață sănătos, axat pe mișcare. Iar pentru că vorba multă e sărăcia omului, o lăsăm pe Iulia Gușet să ne arate câteva exerciții de bază pe care le putem face și noi acasă și de ce nu chiar acum, stând în fața televizorului. Așadar, schimbarea și la mișcare. Bună, sunt Iulia Gușet. Bine v-a regăsit la o nouă emisiune Fi în formă. Pentru azi vom face un antrenament de cardio plus un antrenament pentru abdomen. Începem la aparatul Helix, 15 minute. Este un aparat foarte bun, deoarece ne lucrează foarte bine și partea de picioare și de fese. Pentru a avea presiune mai mare pe partea de picioare, quadriceps și fese, ne lăsăm ușor jos și atunci toată presiunea este aici. Ne lucrăm și picioarele în timp ce facem cardio. Este foarte important să facem exerciții cardio, deoarece acestea ne ajută la accelerarea metabolismului. Ardem foarte multe calorii în timpul exercițiilor cardio. Ne ajută pentru definire. Am făcut 15 minute, vom trece la antrenamentul pentru abdomen și pe final vom mai avea 15 minute de cardio. Primul exercițiu pentru abdomen îl vom executa la băncuța pentru abdomene. Trebuie să așezăm picioarele sus, prindem mânerele deoarece o să avem greutate și ridicăm până sus. Privirea sus, umerii mereu lipiți de spătarul băncuței. Bun, trecem la al doilea exercițiu, băncuța romană, clasică de abdomene. Bun, încercăm cu brațele la ceafă, poziția corectă la abdomene tot timpul, spatele drept, umerii trași spre spate, privirea sus. Pentru varianta mai simplă putem să lăsăm brațele ușor pe lângă noi,
sau la piept? Bun, următorul exercițiu îl vom executa la aparat. Sunt crunch-uri la aparat. Ne așezăm cu piciorul sub pernițe, spatele să fie lipit de spătar. Mișcare amplă, tragem deodată de brațe și de picioare, abdomenul încurtat. Următorul exercițiu îl voi executa la up coaster. Ne așezăm cu picioarele înșezut, coatele în pernițe, corpul fix în poziția aceasta și ridicăm maxim sus. Abdomenul încordat și când lăsăm picioarele și pe partea negativă, exercițiu excelent pentru abdomen. La acest aparat avem posibilitatea să ne lucrăm și partea laterală a abdomenului, așa că vom roti spre dreapta șezutul, aceeași poziție, doar că ridicăm în lateral. Și atunci vom lucra partea laterală a abdomenului. Bineînțeles, vom lucra pe ambele părți.
vom trece la următorul exercițiu, ridicări de picioare la aparat. Fixăm brațele în pernițe și cu picioarele drepte ridicăm. Pentru o variantă mai ușoară, putem să facem exercițiul cu genunchii la piept. O variantă puțin mai ușoară. Sau putem de asemenea, pentru partea laterală, să ne ducem cu genunchiul alternativ lateral. Următorul exercițiu îl voi executa cu ajutorul rollerului. Trebuie să ne așezăm în genunchi. Este un roller cu arcuri, deci ne ajută pentru a putea reveni. Spatele trebuie să fie drept. Brațele întinse. Toată presiunea în abdomen.
Am terminat antrenamentul de abdomen și vom încheia sesiunea de antrenament, după cum am spus, cu încă 15 minute de cardio. Vom face alergare ușoară la bandă. După un minut vom mări viteza ușor. Ultimul minut vom scădea viteza și vom înclina ușor banda ca să ne revenim ușor după 15 minute de alergare. Acesta a fost antrenamentul de azi, cardio plus abdomen. Vă aștept la sală pentru mișcare. După ce ne-am pus sângele în circulație, după ce endorfinele au început să facă psihicul să zâmbească, e momentul pentru planurile de weekend care, de ce nu, ar putea fi tot în zona de sport. O plimbare cu bicicleta, un traseu în pădure, ori alte activități cu prietenii și cu familia.